Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Moș Crăciun. Într-o dimineață de iarnă, Buburuza, fetița mămăruță, îi spuse lui Bobiță băiatul Melc: "Închipuieți, în seara asta vine Moș Crăciun." "Serios?" spuse mirat Bobiță. "Da, el pune un cadou în cizmulița fiecărui copil cu minte. Pune-ți și tu cizmulița în geam." Seara Bobiță își curăță cu grijă cizmulițele și le puse în geam. S-a culcat plin de emoții. Nu reușea să adoarmă. Privea cerul să vadă oare când sosește Moș Crăciun cu sania trasă de reni. Buburuza se trezi dis de dimineață. Fugi la geam de îndată. În cizmulițe o așteptau multe cadouri: creioane colorate și un măr roșu și mare. Bobiță fugi și el la geam emoționat. Era foarte curios să vadă ce i-a adus Moș Crăciun. Dar vai, cizmulițele lui erau goale. Bobiță era atât de trist încât n-a văzut pachetul mare roșu din geamul alăturat. S-a uitat din nou în cizmulițele lui, le lovea, le scutura, dar în zadar nu găsea nimic în ele. Desupărat ce era, a plecat în lume. "Mie nu mi-a adus nimic Moș Crăciun," spunea plângând, "deși am fost un copil melc atât de cu minte." Între timp, Buburuza s-a dus să-l viziteze pe Bobiță. "Ei, ia uite ce am primit de la Moș Crăciun." Degeaba bătea la ușă, băiatul Melc nu-i deschidea. Buburuza s-a speriat. "Unde a dispărut oare Bobiță? Trebuie să-l caut." Au plecat cu ea Vendel, băiatul Rădașcă, Baltazar, băiatul Albină, și Fulgușor, fetița Fluture. "Bobiță! Bobiță! Hei, Bobiță!" Se întunecase până când prietenii l-au găsit pe Bobiță. Și dea pe un trunchi de copac și plângea amarnic. Buburuza alergă la el. "Ce e, Bobiță? Ce s-a întâmplat?" "Moș Crăciun nu mi-a adus niciun cadou, deși am fost într-adevăr un băiat melc cu minte." "Nu vorbi așa," îl consolă Buburuza. "Sunt sigură că și tu ai primit un cadou. Poate a fost atât de mare încât nu a încăput într-o cizmuliță, iar Moș Crăciun l-a pus altundeva." "Nu, eu n-am primit nimic. Nici nu cred că există Moș Crăciun." În clipa aceea a apărut pe cer o sanie. Era trasă de doi reni. "Ho, ho, ho!" Moș Crăciun le făcea copiilor cu mâna. "Sper că fiecare v-ați bucurat de cadouri. La anul voi veni din nou." Bobița se uita cu gura căscată după moș. "Să mergem acasă la Bobiță și să-i căutăm cadoul." Băiatul Melc se însenină. Acasă la Bobiță toți au observat repede pachetul mare și roșu. "Privește, cadoul tău e în geamul alăturat." "Așa e, ce bine!" Bobiță își despachetă cadoul. Înăuntru se afla un set de clopoței colorați de vânt. Bobiță lovi un clopoțel, apoi ceilalți se loviră unul de altul și casa se umplu de clinchetul lor. "E minunat!" Vendel agăță clopoței deasupra intrării, apoi copiii și-au luat rămas bun de la Bobiță. Bobiță se culcă mulțumit. Clopoței îl făcură să adoarmă imediat. Bobiță și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Vendel la patinaj.
Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuză se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață! A propus băiețelul Melc. Fetița Mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Wendel, băiatul rădașcă. Wendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj! Și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Wendel era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat, pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Wendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Wendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel, a strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat, m-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată apărute după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este Buburuză, fetița Mămăruță. El este Wendel, băiatul rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez! A strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Aventură pe mare. Bobiță, băiatul Melc, și Buburuză, fetița Mămăruță, au găsit într-o zi de vară o carte de povești frumoasă și colorată, cu imagini minunate despre mare. Erau imagini colorate despre pești, raci, scoici și despre un animal ciudat pe care Bobiță nu l-a văzut până atunci.
Se cheamă caracatiță, dar eu n-am mai văzut așa ceva. Ce-ar fi să ne ducem pe mare? Întrebă însuflețit micul Melc. Păi, Bobița, nici nu știm încotro să pornim. Să întrebăm Bufnița, ea știe tot. Dragă Bufniță, ia spune, cum putem ajunge la mare? Construiți o barcă mică și puneți-o pe pârâu. Cursul pârâului vă va duce până la râu, iar râul vă duce la mare. Bobiță și Buburuză i-au mulțumit pentru sfat și s-au apucat de treabă. La construirea bărcii au ajutat și cei trei pui de bufniță. Cei doi prieteni s-au urcat în barcă. Valurile au luat pe sus bărcuța cu pânze și aceasta parcă zbura spre mare. Ura! Strigă Bobiță. Direcția spre mare! Vântul mâna bărcuța cu viteză pe micul pârâu, apoi pe râu în jos. În scurt timp, la orizont a apărut imensitatea albastră a mării. Am ajuns! Strigă Bobiță. A tras barca la mal și a ancorat-o de un palmier. Vino, Buburuză, să înotăm spre adâncul mării, spuse Bobiță. Și abia atunci au fost surprinși cu adevărat. La un moment dat au observat un rac. Au notat alături de el spre suprafața apei. Spune-ne, știi cumva unde am putea întâlni o caracatiță adevărată? Zise Buburuză. Veniți, prindeți-vă de cleștii mei, vă arăt insulița unde obișnuiește să stea caracatița. Racul îi lăsă pe cei doi prieteni pe mal și dispăru între valuri. Bobiță și Buburuză au sărit speriați după o stâncă. Caracatița era mai mare decât crezuseră și s-au speriat de ea. Atunci caracatiței i-a venit o idee. A adunat pietre cu cele 8 brațe ale ei și a început să jongleze cu ele. Bobiță și Buburuză s-au mai liniștit. Mica mămăruță și băiatul Melc au îndrăznit încet încet să iasă de după stâncă. Veniți, le-a spus caracatița, am să vă arăt cele mai frumoase pietre de pe insulă. Bobiță, Buburuză și caracatița s-au împrietenit. Timpul a trecut repede cât au stat pe mica insulă. E timpul să plecăm, a spus Buburuză. La revedere, dragă caracatiță, ne bucurăm că te-am întâlnit. Drum bun, a răspuns caracatița și le-a înmânat câte o pietricică lucioasă celor doi prieteni. Bobiță și Buburuză s-au îmbarcat și au încercat să vâslească în susul apei, dar n-au reușit. Bobiță, nu putem merge împotriva cursului apei, trebuie să coborâm din barcă, a spus Buburuză înspăimântată. Vezi, Bobiță, ți-am spus să nu ne aventurăm la un drum atât de lung, zise mămăruța plină de sine. Ai dreptate. Dintr-o dată, piatra se mișcă. De ce ești trist, micule Melc? Întrebă piatra. Bobiță râdea, căci piatra nu era altcineva decât o broască țestoasă. Prietenii mei, peștii curcubeu, acum pornesc la un drum lung. Ei înoată pe râu în sus până la izvor. Vă vor duce și pe voi cu plăcere. Bobiță și Buburuză și-au luat rămas bun de la țestoasă și s-au așezat pe spatele peștelui conducător. În scurt timp, peștișorii s-au aliniat și-au pornit în direcția pârâului. Până când soarele a apus, au și ajuns la căsuța cu picățele. Bobiță și Buburuză au mulțumit pentru ajutorul primit și și-au luat rămas bun de la pești. Totul e bine când se termină cu bine, zise Bobiță foarte plin de sine. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Vendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Vendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Vendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, ea a mea, se indignă Baltazar.
E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta! A încheiat Wendell discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendell e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendell și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre, nioarăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendell și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendell și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, cărți cu zâne. Fulgușor, fetița Fluturaș, avea un joc preferat de cărți. În total erau 16 cărți cu zâne frumoase, în rochii galbene, albastru închis, roz, verzi, portocalii, roșii, mov și albastru deschis. Nici o carte nu era la fel. Fetele jucau tot timpul cărți de memorie cu zâne. Wendell Rădașca s-a gândit să facă o glumă oribilă. Aș putea văzgâli toate cărțile, gândi el în sinea lui cu obrăznicie, dar n-a îndrăznit să o facă. Așa că a încercat să-l convingă pe Baltazar să distrugă acele cărți. Baltazar, n-ar fi distractiv să mâzgâlim toate cărțile lui Fulgușor? Albinuța naivă a chicotit cu șiretenie și a început să mâzgălească toate cărțile cu o cariocă verde închis. A desenat mustăți, coarne, furci și cozi de diavol pe imaginile frumoaselor zâne.
Fetița flutura și-a văzut cărțile în acea după amiază și a strigat îngrozită. Ce s-a întâmplat cu minunatele mele cărți? A întrebat ea cu voce speriată și Fulgușor a început să plângă. Ce lucru îngrozitor! Cine ar fi putut face așa ceva? A întrebat Dolly foarte șocată. Eu știu cine a făcut-o, doar Baltazar are o cariocă verde închis. A spus Adiere pe un ton nervos. Și am văzut o pată verde pe mâna lui. Tu ai făcut asta? A întrebat Bobiță supărat. Nu așa s-a întâmplat. Atunci cum s-a întâmplat? E numai vina lui Wendell, a fost ideea lui. Dar eu n-am mâzgâlit cărțile. Fulgușor plângea, iar veverița regii a luat-o în brațe să o consoleze. Cel care a pus la cale asta e obraznic, la fel și cel care a făcut-o, a spus tăios veverița regii. Amândoi sunteți obraznici. A fost o glumă foarte urâtă, băieți. Cum ar fi dacă v-am sparge mingea de fotbal? A adăugat Adiere. Nu ați fi foarte triști? Ai dreptate, a recunoscut Wendell. Fulgușor, vom lua cărțile și vom încerca să ștergem mâzgâlelile. Bine? Bine, a spus fetița fluturaș. Wendell și Baltazar s-au întors triști acasă și s-au apucat imediat de treabă încercând să repare cărțile pe care le-au mâzgâlit. Dar cu cât încercau mai mult, cu atât mai tare le strigau. Radiera a găurit hârtia și s-au pomenit cu găuri peste tot. Bobiță, ajutor! N-am reușit să ștergem mâzgâlelile și am făcut găuri cu radiera! Dar carioca nu se poate șterge. Să mergem să cerem ajutorul lui Buburuză. Buburuză, ajutor! Nu putem repara cărțile! Nu pot să vă ajut. A fost numai ideea voastră. Rezolvați problema singuri. Nu fi nedreaptă, Buburuză. Te rog să-i ajuți. Wendell și Baltazar chiar vor să îndrepte lucrurile. Bine, intrați! Cei trei băieți s-au așezat la masă. Nu pot fi reparate. Băieții erau înmărmuriți de tristețe. Trebuie să găsim o soluție și am deja o idee. Să facem alte cărți. Buburuza a pus pe masă câteva foi cartonate albe și a scos cariocile. Băieții au decupat cărțile, iar Buburuza a încercat să copieze desenele cu zâne. Apoi, Baltazar și Wendell le-au colorat cu grijă. Curând, toate cele 8 zâne au fost gata. Și desigur, erau 2 din fiecare. Desenezi foarte frumos, Buburuză. Acum dați-le lui Fulgușor și cereți-vă scuze. Fulgușor, privește, ți-am făcut un nou set de cărți. Buburuză l-a desenat, iar noi l-am colorat. Te rugam să fii din nou prietena noastră. Fulgușor a răspăit cărțile și zâmbetul i-a apărut pe față. Mulțumesc! A spus ea și a invitat pe băieți în casă. Curând li s-au alăturat Bobiță, Buburuză și Adiere. S-au jucat toți cu noul pachet de cărți până târziu și au devenit din nou cei mai buni prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Otita. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a intrat veselă în casa lui Bobiță. Merg la vale să adun pietricele, vii și tu? Dar Bobiță nu avea chef de nimic. Nu știu, Buburuză, mă simt atât de obosit. Mi-e fric și mă doare capul. Mă doare și urechea. Oh, ce roșii sunt obrajii, Bobiță, a spus Buburuză. Ai febră, fug repede după doctorul Bufniță. Micuța fetiță mămăruță nu s-a oprit până la scorbura doctorului Bufniță. Dragă doctore, vino repede, Bobiță se simte foarte rău, grăbește-te! Doctorul Bufniță și-a luat geanta medicală și-a pornit înspre bolnav. Bună, Bobiță, lasă-mă să te văd care e problema. În primul rând te examinez. Bobiță și-a dat jos cămașa de pijama și a oftat. Deschide gura mare să-ți văd gâtul. Nu vreau, a spus Bobiță scâncind. Trebuie să văd dacă ți-e gâtul roșu, i-a explicat doctorul Bufniță. Apoi s-a uitat în gâtul lui Bobiță. Acum să mă uit în urechea ta cu pâlnia asta mică. Acest lucru nu i-a plăcut deloc lui Bobiță. A început să plângă și și-a pus mâna pe ureche. Nu
plânge, Bobiță, nu doare deloc, spuse Buburuză, ținându-l pe Bobiță de mână. Consultația într-adevăr nu a durut. Deci, Bobiță, a zis doctorul Bufniță, tu ai făcut otită, ai răcit urât. În fiecare dimineață să iei din medicamentul ăsta o lingură mare, să bei mult ceai, iar pe ureche să-ți pui comprese cu mei cald. Au venit prietenii lui Bobiță. Baltazar i-a adus miere, Fulgușor i-a adus flori de mușețel, iar Vendel măceșe, și au fiert ceai pentru bolnav. Buburuza a încălzit mei într-o tigaie, apoi l-a turnat într-o pungă mică. Ține punguțele astea pe urechi până se răcesc. Bobiță și-a pus o șapcă pe cap și n-a mai dat-o jos până ce meiul nu s-a răcit. A doua zi, Buburuza văzu pe masa lui Bobiță niște pietricele minunate. Bobiță, pietricelele astea sunt minunate, de la cine le-ai primit? Chiar eu le-am adunat de pe marginea apei, spuse Bobiță mândru. Tu le-ai adunat? Întrebă Buburuză nervoasă. Asta n-a fost o idee bună. Încă nu ești vindecat. Acum vei cădea din nou la pat. Din păcate, Buburuză avusese dreptate. Spre seară, temperatura lui Bobiță crescu. Prietenii l-au vizitat în fiecare zi, îi citeau povești și încercau să-l distreze. Pe măsură ce Bobiță se însănătoșa, Buburuză se simțea tot mai rău. Sigur, a luat și ea răceala. Acum Bobiță o îngrija pe Buburuză, îi fierbea ceaiul și îi umplea buzunarele șepcii cu mei cald. Doctorul Bufniță a venit și la Buburuză. Așa deci, se pare că am treabă cu încă un mic bolnav. Bine ai mai luat răceala asta de la Bobiță. Doctorul i-a spus și lui Buburuză ce are de făcut. Apoi l-a consultat din nou pe Bobiță. Tu nu mai ești bolnav, totuși, hai să te văd. Totul e în ordine, te-ai vindecat năzdrăvan mic ce ești. Au trecut câteva zile, Buburuză și-a luat medicamentele, a băut mult ceai, s-a odihnit îndelung și în scurt timp se simțea bine. Doctorul Bufniță a venit din nou la ea și a constatat cu mulțumire că și Buburuză s-a vindecat. Acum putem merge împreună în vale ca să adunăm pietricele, sărea fericit Bobiță. Ce bine, să pornim la vale, au strigat cei trei pui ai doctorului Bufniță. Să vă îmbrăcați bine, seara asta e rece, a spus sever doctorul. Acest lucru nu mai trebuia să-i fie spus lui Bobiță și lui Buburuză. N-au uitat să-și ia fularele, șepcile și nici pantofii călduroși. Au alergat pe malul apei până seara târziu, iar gălețile le-au umplut cu pietre care mai de care mai frumoase. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus trei găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și cinci, zise Baltazar albinuța. Numai cinci? Eu chiar și șapte, ripostă Vendel. Șapte? Bine, atunci eu opt. Iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Vendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat trei găluște, acum urmează a patra, a zis Vendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a cincea. După cea de-a cincea au mâncat-o pe cea de-a șasea. După cea de-a șasea au mâncat-o pe cea de-a șaptea. După cea de-a șaptea au mâncat-o pe cea de-a opta, iar apoi pe cea de-a noua. Urmează cea de-a zecea, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de două ori mai mult, i-a răspuns Vendel relaxat, dând din mână.
Mâncaseră deja foarte multe găluște când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Vendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Vendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, Albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi da, zise Vendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Vendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat: așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Vendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuza bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fu gata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie. Acolo era Baltazar, băiatul Albină, Fulgușor, fetița Fluturaș, Vendel, băiatul Rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița Libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița Lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluța a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor.
Pulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile! Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon Cărăbușul s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișez! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișezi, a ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine, a răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat-o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădaca Măzărița Pestrița, dintr-o oală mare, a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu Bobiță și Buburuză au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște, au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu Buline, a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci, a strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofană? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu.
i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuza, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana! A strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorburile coțofanei! A propus fetița mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și-au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost... Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat, dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată, e adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată, o cireașă minunată, e o avere! Voi avea o masă de prânz bogată! Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea? Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede.
pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor, una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis, sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care se auzi din nou. Ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârî la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi. Bobiță i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobiță ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu
știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat de otită și ce-a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Un joc de societate. Într-o zi de primăvară, Bobiță juca un joc de societate cu Fulgușor. Un drum lung șerpuia pe tabla de joc de la șoricel până la bucata de cașcaval. Câștigă jucătorul al cărui pion ajunge primul la cașcaval, a spus Fulgușor. Bobiță a început jocul, arunca zarul și muta pionul. Apoi venea rândul lui Fulgușor, arunca și muta. Am câștigat! A strigat băiatul Melc când pionul său a ajuns la bucata de cașcaval. Bine, ai câștigat! Hai să mai jucăm o dată! I-a propus Fulgușor. Bobiță a câștigat și runda a doua. Am câștigat, am câștigat, am câștigat din nou! Se mândrea băiatul Melc. Hai să mai jucăm o dată! Și-au luat-o de la capăt. În runda a treia, Fulgușor a ajuns prima la țintă. Am câștigat! Bobiță, în sfârșit eu sunt câștigătoarea, spuse Fulgușor mulțumită. Atunci Bobiță s-a îndepărtat, s-a ascuns sub crengi și a aruncat zarul în așa fel încât Fulgușor să nu-l vadă. Am dat 6! A spus el cu mândrie, dar Fulgușor a protestat. Nu e cinstit, Bobiță, aruncă în așa fel încât să văd și eu. Nu! Ba da, aruncă din nou, Bobiță. Bobiță a dat din nou cu zarul. Zarul arăta acum cifra 2. Bobiță a rămas în urmă, iar runda a fost câștigată din nou de Fulgușor. Nu e corect, eu vreau să câștig, trișezi. Dar, Bobiță, tocmai asta este ideea jocului de societate. Câștigă unul, apoi celălalt. Nu poți fi întotdeauna câștigător. Ba da, vreau să câștig de fiecare dată, a strigat Bobiță. Și de ciudă a trântit cu jocul de pământ. Ei bine, atunci joacă-te singur, a zis fetița fluturaș și i-a întors spatele melcului. Îmi va fi mult mai bine singur, spuse Bobiță. Arunca cu zarul, apoi muta, arunca din nou și muta din nou. Și-a câștigat astfel pe rând toate rundele. Dar s-a plictisit repede de joc. Și-a așezat ursulețul de pluș lângă el, dar nici ursulețul nu era un adversar interesant. Într-un final, Bobiță a pornit în căutarea lui Fulgușor. Nu e bine singur, se gândea el trist. Fetița fluturaș era pe câmp. Se juca împreună cu Buburuză, cu Biluță și cu Baltazar. Pot să mă joc și eu? A întrebat Bobiță timid. Păi, știi, Bobiță, dacă te joci, nu e sigur că vei câștiga tu și n-aș vrea să trântești cărțile pe jos. Apoi Fulgușor i-a strigat. Bobiță, poți să te joci dacă promiți că nu te superi în caz că nu câștigi tu. Bine! Bobiță a acceptat și s-a apropiat în fugă de ceilalți.
Au jucat cărți împreună până s-a lăsat seara. Uneori câștiga Bobiță, alteori Fulgușor, dar Biluță, Baltazar și ceilalți au câștigat și ei câte o rundă. Bobiță era fericit că se juca cu prietenii săi și nu mai era supărat dacă nu câștiga. Deodată zbură pe acolo Vendel, băiatul Rădașcă, și le strigă de la înălțime: "Priviți, am cioplit niște frigărui! Haideți să facem un foc să prăjim mere!" Cu toți au apreciat această idee. A venit și Dima, gândacul cartofilor. Au feliat merele și le-au înfipt în frigărui, iar când flăcările s-au potolit și a rămas doar jăraticul, au început să frigă fructele. Au fript și-au ronțăit toate feliile de măr. Bobiță i-a dat lui Fulgușor ultima sa felie de măr. Dar ar fi vrut să-i spună ceva drăguț fetiței fluturaș, dar i-a zis doar atât: "Poftim, ți-o dau ție." Când au terminat merele, ei și-au vârât frigăruile în jăratic și cu capetele luminoase ale bețelor au desenat fel și fel de modele pe cerul întunecat. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Melcul de apă. Bobiță și Buburuză, Fulgușor și Baltazar se odihneau împreună pe câmp. "Mi-ar plăcea să am și eu rude, o rudă melc pe undeva," a oftat Bobiță. "Dar tu ai rude, Bobiță, și melcul de apă este un melc," a spus Fulgușor, fetița fluture. "Da?" a sărit vesel Bobiță. "Și unde mă pot întâlni cu melcul de apă?" "Nicăieri," a spus Baltazar. "Eu cred că nu există melci de apă." "Ba da, există," se supără Fulgușor. "Trăiește dincolo de pădurea de braz, pe fundul lacului rotund își are căsuța." "Da de unde? Nici vorbă," zise Baltazar. "Ar fi cel mai bine dacă ne-am duce cu toții la lacul rotund," a sugerat Buburuză. "Vă conduc eu," a spus repede Șoma Ariciul. "Spre seară vom ajunge acolo." "Ura!" a strigat Bobiță. "Aduc recipienți cu aer ca să ne scufundăm în adâncul lacului." Iar acum Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar au sărit între sura arici și au pornit spre lacul rotund. S-a făcut seară când au zărit lacul. "Aveți grijă, trăsura!" a strigat Baltazar, dar era prea târziu. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar au început să plângă. "Nicio problemă, acum dormiți, iar mâine veți coborâ pe fundul lacului, sigur veți găsi trăsura," le spuse Șoma. A doua zi, Bobiță s-a trezit de vreme. "Priviți, nufărul și-a deschis petalele și pe frunze stă cineva care ne face nouă semn." "Cine ești tu?" l-a întrebat amabil Bobiță. "Salut, sunt Melcul Ceaba," s-a prezentat melcul, "și trăiesc în adâncul lacului. Vezi, Baltazar, există melci de apă, am și eu rude." Melcul Ceaba nu înțelegea de ce se bucură atât de mult celălalt băiat melc, dar Buburuză i-a explicat care e scopul vizitei lor. "Și eu mă bucur de cunoștință, dragă rudă," a spus melcul de apă. "Melcule Ceaba, poți să ne ajuți să găsim trăsura care a căzut în apă?" a întrebat Fulgușor. "Da, sigur, veniți după mine," a spus melcul de apă. Cei patru amici și-au pus tuburile cu aer, au îmbrăcat costume de baie și-au coborât pe fundul lacului. "Asta de aici este căsuța mea," a spus cu mândrie melcul Ceaba. S-a auzit o voce ce șuiera înfiorător. De teamă, Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar s-au ascuns în spatele casei. "Nu trebuie să vă temeți, el e prietenul meu, năpârcă." "Dragă năpârcă, n-ai văzut cumva o trăsură de castan pe fundul lacului?" "Prindeți-vă de mine, vă duc pe toți acolo." "Aici este," a strigat năpârca. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Fulgușor s-au bucurat foarte mult. "Au reușit,
A spus mulțumit ariciul când a văzut că micii lui prieteni apar la suprafața lacului. Să ne plimbăm cu barca, a propus Melcul Ceaba. Cu toții s-au așezat pe o frunză de nufăr, iar Melcul Ceaba a vâslit. A sosit vremea să pornim spre casă, a spus Buburuză când a început să se întunece. Nu, să mai rămânem, a rugat-o Bobiță. Venim altă dată, a spus Fulgușor. Bobiță, Buburuză, Baltazar și Fulgușor și-au luat rămas bun de la Melcul Ceaba. Pe malul lacului îi aștepta Șoma Ariciul. S-au urcat cu toții în trăsură și-au pornit spre casă. A doua zi, Bobiță și Buburuză au pictat un tablou frumos despre rudele lor îndepărtate. Pe tablou erau Buburuză cu Catalina și Bobiță cu Melcul Ceaba. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știe. Bobiță și Buburuză, sughițul lui Biluță. Într-o zi frumoasă de toamnă, Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Vendel și Biluță au mers la plimbare până la cascadă. Dintr-o dată, Biluță a început să sughițe. Baltazar i-a oferit sticla lui de apă. Bea un pic de apă și se va opri. Biluța a băut câteva înghițituri, dar sughițul tot nu s-a oprit. Mănâncă puțin, i-a spus Buburuză. Sigur se va opri. Biluța a mâncat din cornul lui, dar sughițul tot nu s-a oprit. Țineți cât mai mult respirația și se va opri, l-a sfătuit Fulgușor. Biluța și-a ținut respirația mult, dar sughițul tot nu s-a oprit. În cele din urmă, Vendel a ticluit un plan prin care să-l facă pe Biluță să tresară. S-a ascuns în grabă după un copac mare. Exact când Biluță trecea pe lângă el, Vendel a sărit de după copac, strigând și speriind-o pe gâza florilor. De fapt, Biluța a fost atât de șocat încât a și căzut, iar sughițul s-a oprit. Dar acum Biluță era supărat pe Vendel. A fost foarte urât din partea ta. Eu nu țar în față din spatele copacilor. Am vrut doar să te ajut. Ți-am oprit sughițul. Chiar și așa tot nu-mi place când cineva mă sperie, ripostă Biluță. Bine, data viitoare nu te mai ajut, s-a răstit înapoi Rădașca. Și-au continuat toți drumul și au ajuns în curând la cascadă. Arată minunat, strigă Biluță, care, repezindu-se spre cascadă, alunecă în apă. Vendel l-a prins de mâini în ultimul moment și l-a scos din apă. Mulțumesc, se smiorcă ei Biluță. Îmi pare rău că m-am supărat pe tine. Trebuie să mergem cât mai repede acasă, pentru că Biluța e udlarcă, ar putea răci, a spus Buburuză îngrijorată. Apoi au auzit cu toții pași cutremurători venind din spatele copacilor și o șopârlă uriașă a apărut în fața lor. Nu vă fie frică de mine, a spus ea. Încotro mergeți, vă duc eu cu plăcere în cârcă. Prietenii din pădure au fost încântați de idee și au urcat fericiți pe spatele șopârlei. În timp ce se îndreptau încet spre casă, Biluța a început să sughițe din nou. Fii sigur că nu te mai fac să tresari? Sughițul se poate opri la fel de bine și de unul singur. Și exact asta s-a și întâmplat. Pe când șopârla a ajuns la casa lui Biluță, acesta nu mai sughița deloc. Micuța Gâză și-a luat rămas bun de la prietenii ei. După Biluță, șopârla i-a dus acasă pe Vendel și pe Baltazar. Rădașca și Albinuța i-au mulțumit pentru transport și i-au făcut voioși cu mâna.
Peste puțin timp au ajuns la casa lui Buburuză, unde fetița mămăruță și-a luat rămas bun de la prieteni și a sărit de pe spatele șopârlei, urmată la scurt timp de Bobiță. Fulgușor era ultimul pasager și începuse să se însereze pe când șopârla a ajuns cu ea acasă. Mulțumesc din suflet pentru ajutor, șopârlă! A spus Fulgușor, înainte să intre în casă, mergând direct la culcare. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, robotul. Într-o dimineață de toamnă, Alfons, gândacul cu antene lungi, l-a vizitat pe prietenul lui vechi, Wendel. Rădașca a fost foarte încântată să-și revadă prietenul venit de departe. Ți-am adus ceva, a spus Alfons misterios și a înmânat-o cutiuță lui Wendel. Rădașca a deschis pachetul nerăbdător. Era un robot argintiu. L-am construit pentru tine. Poate să meargă, să scoate sunete hazlii și are lumini intermitente. Wendel era încântat de cadou. Mulțumesc, Alfons! Voi avea mare grijă de el. Gândacul cu antene lungi a petrecut 3 zile cu Rădașca. Au vorbit mult, au jucat fotbal, au mâncat bunătăți și au făcut plimbări lungi împreună. La sfârșitul celei de-a 3-a zi, Alfons și-a luat rămas bun de la Wendel și și-a văzut de drum. Dintr-o dată, Rădașca s-a simțit singură. Dar nu a fost singură multă vreme, deoarece Bobiță, băiatul Melk, i-a bătut la ușă. Salut, Wendel! Vrei să jucăm fotbal cu nasturi? Desigur, putem să mergem imediat, dar înainte vreau să-ți arăt ceva, spuse Wendel. A urcat pe un scaun și a luat robotul de pe raftul de cărți, dar scaunul s-a clătinat, iar micuța figurină s-a spart în mii de bucăți. Oh, robotul meu! Robotul meu s-a spart! A plâns Wendel. Să încercăm să-l reasamblăm, a sugerat Bobiță. Bine, a spus Wendel supărat. Cei doi băieți s-au chinuit mult timp, dar n-au reușit să pună la loc piesele. Să-l chemăm pe Dima, el poate să repare orice, a propus Bobiță. Și cei doi prieteni au plecat în grabă. Au uitat și să închidă ușa. Curând au ajuns la casa lui Dima. Bună, Dima! Te rog să mă ajuți! Alfons mi-a dat un robot, dar l-am scăpat și l-am făcut țăndări. Sunt sigur că tu poți să-l reasamblezi, l-a implorat Rădașca. Îmi pare rău, dar sunt foarte ocupat. I-am promis săltăreței că îi voi repara bicicleta. Dar vin mâine la tine acasă și te ajut, bine? Spuse gândacul cartofului. Doar mâine? Bine atunci, vină la mine mâine, se smiorcăie Rădașca. Bobiță și Wendel și-au luat triști rămas bun de la gândacul cartofului și au pornit spre casă. În timp ce erau plecați, Biluță, micuța gâză, a trecut pe lângă casa lui Wendel. L-a surprins faptul că ușa era larg deschisă și a intrat. A observat robotul stricat de pe podea, așa că s-a așezat și a început să-l reasambleze cu multă răbdare. Rădașca a intrat tristă în casă, dar când a văzut robotul, indispoziția ei dispăruse cu desăvârșire. Robotul mergea din nou, scotea sunete și lumini intermitente de parcă nimic nu se întâmplase. Bună, Biluță! Cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu robotul meu stricat? Treceam pe aici și am intrat pentru că am văzut ușa deschisă. Am văzut bucățile robotului zăcând pe podea și le-am reparat, răspunse micuța gâză cu mândrie. Wendel a fost atât de fericit încât a luat pe Biluță și l-a aruncat în sus de 3 ori. Ura! Ești foarte isteț, Biluță! Mulțumesc! A doua zi, Wendel a invitat-o la el pe Buburuză ca să-i arate robotul. Curând a apărut și Alfons, după cum promisese, dar n-a mai trebuit să le repare, pentru că acum era ca nou. Rădașca a avut mai multă grijă de robot de această dată.
ca să nu mai cadă din nou. În schimb, l-a așezat cu grijă pe noptiera de lângă patul lui. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bicicleta. Într-o zi de vară, porumbelul poștaș a adus un pachet pentru Bobiță și pentru Buburuză. Era un pachet mare, frumos, în hârtie roșie, legat cu fundă albastră. Era însoțit de o scrisoare. Buburuză o citi. Miriapodul ne-a scris: ura! Ne vizitează în curând! A trimis acest cadou pentru noi. Pentru noi? A întrebat Bobiță. Cum adică pentru noi? Ție sau mie? În scrisoare scrie că e pentru noi. Probabil e un cadou comun. Ce cadou comun? Se enervă Bobiță. Probabil este pentru mine, căci eu l-am găsit de Crăciun în zăpadă. Dar eu l-am primit în căsuța mea. Eu l-am vindecat. Eu i-am pregătit ceaiul, a ripostat Buburuză. Dar eu i-am citit povești din cartea de povești cu râme, a continuat Bobiță. Hârtia de împachetat roșie n-a rezistat prea mult. S-a rupt la un capăt, apoi s-a rupt și la celălalt capăt. Sub hârtie se zăreau niște roți. O bicicletă! A strigat Bobiță. Este tocmai bună pentru mine. Pentru mine va fi tocmai bună, a spus Buburuză. Foarte bine, du-te tu cu bicicleta dacă vrei. Cel deștept iartă, iar măgarul suferă. Eu sunt deșteapta, iar tu ești măgarul. Bobiță nu s-a lăsat. Nu e adevărat, eu sunt deșteptul, iar tu ești măgarul. Poți să duci tu bicicleta. Până la urmă n-a dus-o nici unul. Au plecat supărați, iar bicicleta, pe jumătate dezvelită, a rămas acolo. Curând a apărut Baltazar, băiatul albină, și Fulgușor, fetița fluture. Ia uite, ce e asta, o bicicletă? A întrebat Baltazar. Da, sigur, a răspuns Fulgușor. Este și o scrisoare pentru Bobiță și pentru Buburuză de la Miriapod. Hai să le-o ducem, a propus Baltazar. Au prins-o și atunci a căzut toată hârtia de pe cadou. Au râs în hohote. Uite, e o bicicletă tandem. Putem să ne dăm amândoi cu ea. Să încercăm, a spus Baltazar. Bobiță, Buburuză, v-am adus bicicleta, a strigat Fulgușor. Bobiță și Buburuză au ieșit din tufiș. Când i-au văzut pe Fulgușor și pe Baltazar pe bicicletă, au înțeles. Asta este o bicicletă tandem, încăpem amândoi pe ea. Și noi cât de urât ne-am certat! S-au împăcat imediat și s-au îmbrățișat de bucurie. Ce cadou frumos! Iar noi n-am pregătit nimic pentru Miriapod, dar el va sosi imediat, a spus speriat Bobiță. Să-i pregătim Miriapodului o morișcă de vânt din petale de flori, a propus Fulgușor. Da, e o idee bună, au încuviințat Bobiță și Buburuză. Cei patru prieteni au făcut o morișcă de vânt din petale roșii, violete, galbene și roz. În acel moment a sosit Miriapodul în caleașca trasă de șoricel. Șoricelul s-a oprit, iar Miriapodul a coborât din caleașca din coajă de nucă. S-au îmbrățișat fericiți toți trei. Văd că ați primit cadoul meu, sper că vă place. E un cadou minunat! Ne-am bucurat foarte mult, au spus Bobiță și Buburuză. Iar noi ți-am făcut această morișcă de vânt. Miriapodul a mai rămas 10 zile, când la Bobiță, când la Buburuză. Au făcut excursii lungi pe bicicleta cea nouă, au discutat, au cântat, s-au jucat, s-au simțit foarte bine. Dar zilele vesele au trecut repede. E timpul să pornesc spre casă, m-am simțit foarte bine la voi, a spus Miriapodul. Să vii și la vara viitoare, au spus deodată Bobiță și Buburuză. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Curcubeul.
Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița Mămăruță și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou, dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristea atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei 3 prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, aluneca din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița Mămăruță. E un cadou minunat! Mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița Lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița Libelulă, chiar și Vendel, băiatul Rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenilor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bobiță și Buburuză, pictura lui Bobiță. Într-o după-amiază înnorată, Buburuză, fetița Mămăruță, și-a scos pensulele și acuarelele. Voi picta un curcubeu, a decis ea. Bună idee, a încuvințat Bobiță, iar eu voi picta un buchet de flori. Și s-au pus amândoi pe treabă.
Buburuza a pictat cu grijă liniile colorate ale curcubeului, iar Bobița a muncit din greu la buchetul lui de flori. A pictat trei lalele, un clopoțel și o margaretă. Trebuie să mai desenez o panglică și am terminat. Mă grăbesc pentru că azi după masă vin la mine Wendel, Baltazar și Biluță. Dar chiar atunci Buburuza a vărsat un pahar de apă în mijlocul mesei, inundând pictura lui Bobiță. Minunata pictură s-a șters și contururile s-au estompat. Buburuză mi-a distrus pictura! Îmi pare foarte rău, nu am vrut, a fost un accident! Dar tot distrusă e! I-a spus Bobiță supărat, îndreptându-se valbărte spre ușă. Merg acasă! Așteaptă, Bobiță, să încercăm să o reparăm! A spus Buburuză cu glas șovăitor. Dar băiatul Melc nici n-a privit în urmă. Între timp, norii au dispărut, iar cerul s-a înseninat. Când a ajuns acasă, Bobiță și-a pus pictura udă la soare să se usuce. Foarte curând aceasta s-a uscat, dar s-a încrețit și era toată mânjită. Bobiță s-a uitat trist la pictura lui, apoi a suspinat și a aruncat-o pe pat. Baltazar, Wendel și Biluță vor sosi în curând. Trebuie să fac ordine. Curând ușa s-a deschis și micii lui prieteni și-au făcut apariția. Salut, Bobiță! Am sosit! Am adus cu noi și cărțile! Intrați! Băiatul Melc i-a invitat înăuntru și s-au așezat la masă. Baltazar a amestecat cărțile, Wendel le-a împărțit și au început să joace. Curând Biluța a fost eliminat din joc. Se învârtea prin încăpere când a observat pictura de pe pat. A luat-o și s-a uitat uimit la ea. Dumnezeule, Bobiță, e foarte frumoasă! Tu ai pictat-o? A întrebat el curios. Bobiță a fost surprins și a tresărit. Da, eu am pictat-o. Toți au început să-i pună întrebări lui Bobiță. A fost ideea ta? Vrei să ne arăți cum ai făcut-o? A întrebat Wendel. Cum ți-a ieșit atât de frumoasă? A întrebat Baltazar. Bobiță doar a ridicat din umeri și a spus: da, a fost ideea mea. Nu e mare lucru, vă arăt cu plăcere cum se face. Tocmai atunci Buburuza a intrat în casă. Avea în mână o tavă plină cu fursecuri pe care i le-a oferit fioasă lui Bobiță. Uite ce ți-am pregătit, Bobiță! Îmi pare rău că ți-am distrus pictura. Ceilalți s-au uitat nedumeriți la Bobiță. A îngânat Baltazar. Deci n-a fost de fapt ideea ta? Nu a fost ideea mea, ci rezultatul unui accident. A început Bobiță. Buburuza a vărsat apă peste pictură. Aceasta s-a decolorat, iar desenul s-a estompat. Am pus-o să se usuce la soare și am hotărât să o păstrez, nu să o arunc. Ai făcut bine că n-ai aruncat-o. Mi-o dai mie? Un buchet atât de frumos ar arăta foarte bine pe peretele cu flori al unei gâze. Sigur că o poți avea. Îmi pare rău că m-am supărat atât de tare. Eu nu sunt supărată pe tine, Bobiță. Am adus cu mine pictura curcubeului și aș vrea să ți-o dau ție. Mulțumesc, Buburuză, o ador. O voi pune pe perete. Vrei să te joci cu noi? A întrebat-o băiatul Melc pe Buburuză. Mi-ar face plăcere. Am putea mânca fursecuri în același timp, a spus fetița mămăruță cu veselie. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se concurs știu. De gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie. Veniți repede pe câmp, azi începe concursul de gimnastică! A sosit în fugă Wendel cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dimitri,
și-a tătăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendel a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobița a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul Melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic. Mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobița este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobița nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă! Vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendel. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă locul întâi.